Știi că e ilegal să vinzi ghiocei? Ei, las că o să-ți spună poliția. Nevasta asta în fiecare zi vinde ghiocei aici, poliția nu-i face nimic. Înseamnă că și poliția e complice. Sărașe. S-o sucă de-a. În gheață, nu știu ce pățesc. Nu mă fotografiez că nu fiu vânzătorul. Este altă nevastă care vinde acolo continuu ghiocei și nimic nu pățește. Înseamnă că și receană e complice al braconierilor. Și cociorvă. Domn polițist, se vând ghiocei aici, în două locuri. Da, dar ce fost? Așa ăla din colț vine. Fost le-a pus amendă. Păi și ei continuă să vândă. De ce nu s-a confiscat marfa ilegală? Le-a pus amendă, știu, de două ori la rând. Ei continuă să vândă. Înseamnă că amenda nu i-a durut nici într-un loc. Nu trebuie oprit de fapta ilicită. Nu trebuie confiscată marfa. Și acolo la stație mai este o madamă care vine. Mă pot. Și după colț mai sunt. Clar, poliția se face că face treabă. Deci ziceam că și Mușuc, și Bilibov, și cine mai sunt comisari pe aici, vajnici și nujnici, se hrănesc din ghiocei, din marfă de contrabandă. Ei din asta își fac șube la neveste. Și madama gata, o ascuns ghiocei. Să vedem așa din vale. Nici nu e tare mult de mers. 100 de metri de spart 4 vânzători de marfă de contrabandă. Și poliția nu e capabilă să-i oprească. Dacă ar vrea, ar putea. Dacă nu poate, înseamnă că e neprofesionist. Înseamnă că plătim degeaba. Poliția lupește. Ce ai făcut cu ghiocei? Iar i-ai ascuns. E, cum așa? Nici un ghiocel pe aici. Nu cumva ai renunțat. Tare mă îndoiesc. Nu cumva ai renunțat la ghiocei? Tare mă îndoiesc. Mai zi o dată, ca asta se pedepsește. Galină, galină. Cum nu te înveți din greșeli proprii. Și schimb 902 sau te descurci mă ta? Ghiocei la cal. Dacă nu se pot lămuri cu așa gospodine, polițiștii noștri, vă imaginați cum se lămuresc ei cu mafia, cu infractori, tâlhari, rămâni eleridicat. Flori? Asta e flori, iar miros. Și le crești mă ta? Iar miros. Le crești mă ta? La Gruzia le crești. Și le aduci din Gruzia? Da. Am înțeles. Mulțumesc. Și eu mă bucur că faceți lucruri legale.